Cumit un domn și o doamnă cu un băiat de 13 ani și-a spus dacă avem loc de cazare. Asta am mai spus-o, dar o mai spun că e mare durere sufletească. Și dacă avem loc unii să se iei o noapte aici, că mâine avem internare cu băiatul. Eu am întrebat, dar ce are băiatul? Are cancer. A început și tata să plângă și mama și copilul. Copilul s-a întâlnat la mamă și-a strâns-o în brațe. Mare durere! Pentru mine am plâns și eu cu tine când am văzut asemenea lucruri. Și a spus, vă rog frumos, mâine dacă vreți copilul să nu mai are cancer, că am mai avut cazuri de este. Luați o icoană, vă duceți în mănăstire, în altă dormitor și vă rugați până mâine dimineață toți trei. Iisuse scump, ajută-mă, măicuță scump, ajută-mă. Și vă promit, în numele Măicuții Domnului, mâine copilul nu mai are cancer. A luat icoana, a plecat, plângând, mă rup la inimă. Și s-a rugat, a doua zi dimineață a plecat. Tot a plecat, că avea bilet de internare. Când s-a dus, i-a spus, domn doctor, vă rog, dacă vreți, mai faceți odată analiz, suntem de la Suceava, cam departe. Ziceam, cum să mai prezintă băiatul? A făcut doctorul analiz, a strigat în gura mare, copilul nu mare cancer. Vedeți, dumneavoastră, minunele Măicuții Domnului și ajutorul ei. Mulți dintre noi, foarte mulți, nu o respectăm, nu ne dăm seama cât ajutor ne poate da Măicuța Domnului.